Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se câștigă uriaș în România, se câștigă foarte bine pe alocuri. Salariul uluitoare din banii ieșenilor, pe baza unor așa zise criterii de performanță ridicole, construite în așa fel încât să permită încasarea de bonusuri de nabab în urma unor acțiuni sau gesturi practic nesemnificative. Vă dăm detalii imediat, dar e ca și cum ne-ar dubla nouă salariile aici, Doamne ajută, în studio, dacă spunem bună dimineața când deschidem microfoanele. Deci indicator de performanță pentru George, Luca și Vlad, se zice bună dimineața? Da. Gata, indicator de performanță bifat, pentru asta se dă prima. Cam, Luca, cam zici și tu bună dimineața. Bună dimineața. Ca să te prindă și pe tine bună schema. Intru și eu. Deci e o anchetă fenomenală a publicației Reporter de Iași, anchetă pe care vă recomand, expune acest sistem plin de tupeu, prin care șefimea din societățile publice ale primăriei Iașiului s-au umplut de bani, fără să aibă vreo legătură serioasă cu performanțele pe care le invocă. E o mascaradă, literalmente o mascaradă, prin care directorii bugetare ajung să încaseze și 24 de salarii pe an. În plus, practic bonusuri. Deci exista al 13-lea salariu, mai țineți minte, da? Cei fericiți aveau al 13-lea salariu. Aici e demodat asta cu al 13-lea salariu. Acum a apărut din bani publici al 24-lea salariu. Vreau să dau bani falși de pomană, să fac trafic legal când stați geană. Vreau să fac politică, mă cheamă datoria, sloganul meu electoral e în România, din 10 vibrații. Eu aș da-o pe toată, dar trebuie să mai și vorbim. Deci se iau lefuri de câte 4-5.000 de euro lunar pentru, printre altele, citez, răspunsuri la scrisori din partea cetățenilor. Societățile primăriei, cum ar fi Salubris, servicii publice, Citadin, Termoservice, compania de transport, Ecopiața, plătesc aici salarii năucitoare între 14.000 și 27.000 de lei net directorii și între 1.700 și 6.000 de lei membrii consiliilor de administrație. Aceștia, din urmă, participă la câteva ședințe pe lună, câte o ședință de asta care, dacă are două ore, e mare lucru. Ce ajungă în grabă așa. Da, toată povestea documentată, cum spuneam, de publicația Reporter de Iași. Deci, toate aceste societăți depind practic de banii alocați de primărie. De bani publici, de subvenții, de lucruri de genul ăsta. Ele nu sunt companii independente care lucrează pe piața reală, care se luptă. Au contracte cu primăria, de fapt. Deci, la Termoservice, de exemplu, care face administrație de clădiri, directorul a câștigat câte 14.000 de lei net lunar iar în 2020, iar cei 4 membri ai Consiliului de Administrație au încasat fiecare câte 81.000 de lei în 12 luni. Sumă brută. Citez, Termoservice e un fel de administrator de bloc, o regie creată la un moment dat de Constantin Simirad. Acesta a fost un primar al Iașului de mult. Angajații Termoservice încasează întreținerea de la câteva mii de apartamente și plătesc apoi furnizorii de utilități. Și pentru asta își rețin un comision. Plătesc niște femei de serviciu și cumpără mopuri și detergent pentru spălat casa scării. Am încheiat citatul. Directorul a încasat bonusuri, deci numai bonusurile, 104.000 lei în 2020. Pentru ce? Printre altele, pentru niște indicatori de performanță de tipul informare publică. Raportarea indicatorilor de performanță, numărul de reclamații, aprobarea rapoartelor în adunarea generală a acționarilor și Consiliul de Administrație. Deci, dacă aprob raportul, ai făcut performanță. Pac, iei bonus 10.000 de lei pe lună. Înțelegeți ce ridicol e totul? La compania Salubris, directorul, despre care anul trecut Reporter de Iași scria că a fost unul dintre cei mai bine plătiți manageri de stat din România, primește venituri brute de 492.000 de lei. Venitul net lunar al acestuia a fost în 2020 de bonusul cu tot 27.000 de lei. 5.500 de euro pe lună. Practic, la stat. Cei 6 membri ai Consiliului de Administrație au de primit pentru 2020 suma de 514.000 de lei brut, indemnizația lunară ajungând la 4.400 de lei de căciulă, câteva ședințe pe lună. Criteriile de performanță la Salubris, pe baza cărora se dau sumele astea, dau mai multe greutate informării publice, de exemplu, sau aprobării rapoartelor în AGA. Asta e un lucru foarte dificil, să se aprobe raportul, pentru asta e o mare performanță, sau raportării propriu-zise a indicatorilor, decât și mai puțină greutate investițiilor, cheltuielilor, cantității de deșeuri colectate separat și așa mai departe. Bun, nu avem timp, vă recomand să citiți ancheta, o găsiți pe reporteris.ro, dar situația se repetă la toate societățile primăriei și la transport public, unde 4 directori consumă anual 1,1 milioane de lei brut.
și la Ecopiața, unde directorul a luat 16.000 de lei net lunar anul trecut, pe baza unor indicatori de performanță la mișto, și la Servicii Publice Iași, societatea responsabilă, citesc, de gazon și panseluțe în oraș, unde directorul a acumulat un venit brut în 2020 de aproape 500.000 de lei, 100.000 de euro brut, atât costă Ieșeniu, un director la o societate publică locală. Încă o dată, toate acestea fiind posibile pe baza unor așa zise criterii de performanță, scrise parcă la mișto, adică se dau bonusuri mai mari decât salariile lună de lună, iar indicatorii aceștia sunt aprobați de Consiliul Local și sunt un subterfugiu pentru dublarea efectivă a salariilor, după care în funcțiile de conducere și ca membrii Consiliilor de Administrație sunt numiți politic diversi clienți ai stăpânirii. Nu vă imaginați că acolo e vreo mare meritocrație. Sunt numiți tovarășii de nădejde, aia care trebuie să ajungă acolo, un sistem de parazitare și căpușare a banului public, asta e o metodă de recompensare a membrilor rețelei, pe care am mai văzut-o, că doar nu credeți că angajarea doamnei Dăncilă la BNR, de exemplu, e vreun accident. Așa se face, tovarăși, așa e peste tot în țara asta și cât va rămâne așa cu mediocrii slugarnici care se mufează permanent la resursa publică într-o rețea care, ai căror membrii, ai cărei membrii se susțin reciproc, România va rămâne mereu bolnav. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.